Dacă ați jucat acest joc, știți despre ce consolă o să vorbesc în continuare. Dacă vă mai amintiți, la sfârșitul anilor 90, în România, industria jocurilor video era total diferită. După ce regimul comunist s-a prăbușit, au început să intre pe piață cât mai multe produse străine, fie că vorbim de haine, electronice, și printre aceste lucruri au apărut la tarabile din România și primele console, și una dintre acele console a fost un Terminator, fiind nimic altceva decât o clonă a consolei a celor de la Nintendo. Dar, în acea perioadă, puțin din România știau acest lucru. Fie că voiai să te joci pe televizor, trebuia să-ți cumperi această consolă. Prețul acestor console era în jur de 250.000 de lei, echivalentul a 50 de lei astăzi, dar putea varia în funcție de unde o cumpărai. Iar la aceste console trebuia să cumperi faimoasele dischete de culoare galbenă, poate verde uneori sau culoare roșie, dar era un pic mai rare. Fie că le cumpărai din bazar sau le cumpărai la mâna a doua, aceste dischete se vindeau ca pâinea caldă. Și acum îmi amintesc cum prima dischetă venea cu un cumul de jocuri, poate fiind niște portări de pe NES. Iar după ce terminai jocurile de pe dischetă, mergeai și-ți cumpărai alta. Sau o dădeai la schimb. Ce a făcut această consolă populară, nu doar în România, aceasta s-a vândut în toată Europa de Est, cum ar fi Cehia sau Polonia, a fost prețul foarte accesibil și nenumăratele jocuri portate de pe NES. Fie că jucai Mario sau Contra sau Terminator, mereu aveai jocuri care să le explorezi. Această consolă, deși foarte populară, calitativ a fost destul de prost făcută. Nu de multe ori se strica un controller sau se strica ceva buton de la consolă. Și, deși unele cedau foarte rapid, erau doar niște chinezării ieftine, puteai să le schimbi, fiindcă erau foarte ieftine, sau puteai să cumperi alt controller. Și acum țin minte cum a venit într-o cutie, deschideai cutia și avea două controlere și un pistol, și cu acel pistol puteai juca un joc numit Duck Hunt și împușcai acele rații și dacă nu, puteai trage în câine. Dar părinții mei nu mă lăsau în acea perioadă, fiindcă spuneau că se strică televizorul din cauza pistolului. Consola Terminator a marcat o generație de copii, de la sfârșitul anilor 90 până la începutul anilor 2000, nu prin faptul că a fost o copie a consolei NES, ci prin faptul că a fost una accesibilă la preț, dar și prin numărul mare de jocuri portate de pe NES. Toată lumea putea să joace cele mai populare jocuri din acea perioadă și am să las o listă de jocuri pe care le-am jucat pe Terminator 2. Pot spune că mi-a făcut copilăria mult mai frumoasă. Pentru mulți dintre voi poate nu a fost prima consolă, poate a fost un PS2 sau un Xbox 360. Spuneți și voi în secțiunea de comentarii care a fost consola din copilăria voastră. Pentru mai mult content de acest gen, nu uitați dați subscribe, like, share, fiindcă mă ajută foarte mult să crească acest canal și o să las la urmă un clip cu toate jocurile pe care le-am jucat pe Terminator 2. Până data viitoare, salut!